Bună ziua! Sunt Alexandru Enache, iar acesta este raportul despre starea rațiunii, emisiunea care analizează cele mai bune, dar și cele mai puțin inspirate decizii ale guvernanților români. Pentru săptămâna aceasta am ales drept bună o decizie mai puțin obișnuită. Nu vă spunem încă despre ce este vorba, va trebui să mai așteptați puțin. Cât despre deciziile mai puțin bune, vă spunem că acestea implică dobânzile băncilor și impozitul minim. Acesta din urmă ne putem lipsi din nicio analiză a boacănelor guvernamentale. Să începem! Săptămâna aceasta am zis să ne jucăm un pic cu decizia bună. În mod teoretic, hotărârea cu cel mai mare impact ar fi programul Prima Casă. Cu toate acestea, am decis să o lăsăm mai la urmă și să dăm prioritate sloganului turistic Romania Land of Choice. Și asta pentru că am aflat de la Ministerul Turismului că sute de milioane de oameni vor putea urmări la televizor reclama României la turneul de tenis Roland Garros de la Paris. Inserția publicitară va avea mesajul Roland Garros îți este oferit de România, Romania Land of Choice și, aici e interesant, nu va costa ministerul sau statul român nimic și va fi difuzată pe tot parcursul turneului, inclusiv în timpul marilor finale. Campania de promovare internațională organizată de Ministerul Turismului îi are alături pe cei trei mari foști sportivi, Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Gheorghe Hagi, și va continua până la sfârșitul anului. Clipurile vor fi difuzate pe cel mai mare canal internațional de știri și pe cel mai mare canal paneuropean de sport. Practic, această campanie ar putea fi cea mai bună idee de afacere pe care a avut-o vreodată statul și din care investitorii privați nu vor avea decât de câștigat. În primul rând, ideea de afacere este excelentă, apoi strategia prin care a fost pusă în practică are toate șansele să devină profitabilă. Ba mai mult, pare să aibă și un management bun, pentru că a avansat foarte repede de la propunere la aplicare. Plus că statul nu trebuie să scoată bani din buzunar, ceea ce nu poate fi decât bine. Un alt plus este asocierea cu branduri celebre, în speță cu imaginea sportivilor, care va prinde foarte bine la un turneu de tenis, mai ales că unul dintre aceste branduri, Ilie Năstase, este strâns legat de Roland Garros. Nu în ultimul rând, efectele deciziei se vor putea vedea încă de anul acesta în încasările din turism, dacă măcar 10% din cei care văd spotul publicitar ar veni să viziteze The Land of Choice, atunci cu siguranță că am putea propune această inițiativă ca decizie anului într-o Românie cu proiecte mari și implementări greoaie. Și ca să nu credeți că ne-a bătut soarele în cap și că ne-am apucat să lăudăm în cor guvernul, vine și partea mai puțin curată și apretată a săptămânii. Chiar dacă atmosfera din ultimele zile este dominată de tot felul de vești bune aduse de alegerile europarlamentare, întreprinzătorii nu se simt chiar ca în sânul lui Avram. Și asta pentru că trendul de scădere a dobânzilor la depozite va continua în perioada următoare, chiar când le era luna mai dragă. Astfel, ca urmare a presiunilor autorităților, prin eliberarea de bani în piață și prin creșterea automată a lichidităților, dobânzile la depozite au scăzut. Motivate de nevoia de a diminua nivelul dobânzilor la credite, băncile au încetat să mai arunce cu bani. Deși ele spun că dobânzile mari la depozite înseamnă dobânzi mari la credite și că mediului de afaceri îi este greu să suporte aceste dobânzi, scăderea vine în momentul în care IMM-urile crescuseră numărul depozitelor. În tandem cu veștile proaste venite de la bănci, cele privind impozitul forfetar continuă să dezamăgească. Șeful guvernului a spus că va evalua această decizie abia după toamnă. Emil Boc a amintit că aceasta era singura alternativă a guvernului în condițiile în care celelalte variante prevedeau creșterea TVA sau a cotei unice. Așadar, a fost ales răul cel mai mic, ceea ce ne face să ne gândim că însuși guvernul consideră că această decizie este una rea. Ăsta a fost raportul de săptămâna aceasta. Până la următoarea emisiune, vă invităm ca de obicei să aruncați o privire pe site-urile noastre și să ne scrieți la redacție. A, și să nu uităm, în curând lansăm o emisiune nouă care se anunță foarte interesantă și folositoare, așa că nu vă îndepărtați. Ne vedem vinerea viitoare. La revedere!